Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov și ne vedem pe Mix TV cu Anatol Basarab din nou pe plaiurile noastre pentru un nou curs de numerologie la dreapta lui Anatol Basarab, Alexandra Condur. Bună seara, bun revenit la noi. Bună seara și bine m-am găsit. Așadar, umăr la umăr, învățătorul și învățăcica, învățăcica și ea astăzi în ipostaza de învățător. Psihologi, numerologi, sunt multe cele care vă leagă. Vă leagă însă din nou un proiect de suflet, de minte, aici, la Poalele Tâmpei, unde Anatol Basarab are o experiență frumoasă de viață, personală. Da, foarte adevărat. Am făcut facultatea, am stat și după facultate 6 ani în Brașov, cunosc Brașov foarte bine, am prieteni aici foarte buni, cu unii prietenesc mai mult, cu alții prietenesc mai puțin, pentru că vin mai rar pe aici. Da, în principiu, prieteniți. Ce frumos sună! Prietenim. Am făcut facultatea aici, spune Anatol Basarab, asta înseamnă facultatea de psihologie. Da. Și apropo, că vorbeam puțin și înainte de începerea emisiunii, mulți dintre psihologi contestă această numerologie, spun pseudoștiință sau chiar deloc știință, pentru că sunt amănunte, sunt lucruri care fac diferența, foarte diferite sunt modurile de a privi omul din perspectiva numerologului sau cea a psihologului. Și am să întreb atunci direct, doi într-unul, în Anatol Basarab și psihologul și numerologul și parapsihologul, de fapt, trei într-unul. Da, se împac foarte bine unele cu altele. Iar dacă vorbim despre, cum ai spus, că psihologii contestă odată... Unii dintre ei sau chiar fiind... Unii sunt chiar aici. Da. Unii fiind, sau chiar dacă ar fi toți deodată, așa, grămadă, nu are nicio importanță. Și de ce? Pentru că nu psihologia este avizată și, sau psihologii se contesteste, de exemplu, astrologia sau, numerologia sau alte științe, pe care noi, din punct de vedere a științelor materialiste, le numim pseudoștiință. Nu de mult și psihologia era o pseudoștiință. Dacă stăm bine și ce aia suflet, da, știința sufletului. Exact. Dacă stăm bine și ne gândim, hipnoza, element al psihologiei, și astăzi unii îl privesc ca un fel de misticism sau un fel e de pseudoștiință. E o rudă mai săracă, mai nerecunoscută. Da, da. Și hipnoza, da. Ați văzut? Vorba nu... Un soi de bastard, să-i exact spunem, dar copil nelegitim. Că înainte de a contesta, trebuie să nu poți contesta ceva ce nu cunoști. Prima dată trebuie să faci cunoștință profundă cu astrologia, de exemplu, sau cu numerologia, sau cu știință de genul respectiv, care este o știință exactă. De ce? Pentru că matematică este pur și simplu 2 plus 2 în matematică și în numerologie e același lucru. Este o știință exactă. Atunci când faci cunoștință cu ea și o cunoști, după aia poți să vii să spui este. Nu, domne, fac 5, 2 plus 2. Că da, știu eu, vă pot demonstra acest sau lucru. Nu este știință. În afară de asta, chiar și psihologia în faza ei actuală de dezvoltare, are foarte multe elemente de filosofie în ea. Are foarte multe, spunem încă, dogme sau paradigme care nu le putem demonstra în laborator nici într-un fel. De exemplu, însă și existența sufletului. Psihologia se ocupă de ceva ce nu putem demonstra în laborator. Că există. Că există. Da. Prin urmare, este, am putea spune la fel de bine că este o pseudoștiință. Cu toate astea, nu. De ce? Pentru că are obiectul său de cercetare, la fel ca și numerologia, are metodele sale de cercetare și instrumentele sale de cercetare. Exact ca și numerologia. Din motivul respectiv, dacă un obiect are, un domeniu are obiectul său de cercetare, instrumentele sale de cercetare și metodele sale de cercetare, este o știință. O știință chiar foarte exact, numerologia. Acum, că nu ai ajuns să o înțelegi nici într-un fel, dar te apuci și contești, asta e la fel cum aș apuca eu să contest fizica cuantică pentru că nu cunoști deloc. Despre care nu știm. Da. În regulă, deci psihologul se simte foarte bine în pielea numerologului sau numerologul în pielea psihologului și... Și în afară de asta... Își dau mâna. Corect. Uite, de exemplu, în Rusia sunt 4 doctorate luate, se numește doctor în știință, pe tema cifrologiei.
Cifrologia fiind o nișă a numerologiei sau ce anume? Fiind însăși numerologia, numai că știți care e chestia, uite, îi schimbăm puțin termenul. Ca și psiholog în România, dacă termenul psiholog foarte mult să-i sperie și atunci e mai bine să numim doctor de suflete. Sau să numim manager în relația cu tine însuți. Coach. Da, sau ceva. Atunci sună mai interesant. Merg la un manager de relații cu mine însumi sau relații mele sociale decât sunt la psiholog. Sună... Și atunci schimbăm puțin de numere, se numește cifrologie. Deci pentru a îndulci puțin, percepția. Da. Și acolo sunt doctorate luate în direcția respectivă. Este un instrument foarte bun. Pentru ce? Orice instrument pentru mine ca psiholog este bun, care mă ajută să cunosc omul mai mult. Deci pentru psiholog numerologia e un instrument. Instrument de cercetare. Instrument de cercetare. Da. Foarte multe informații vin de acolo. Și foarte multe informații care poate fi verificate. Obiectivă. Absolut obiectivă. Da. Cantitativă, de exact. Fapt. Și cantitativ, măsurabilă, cuantificabilă. Mm-hmm. Atâta timp cât instrumentul ăsta, numerologia sau fie astrologia sau fie oricare alt instrument mă ajută să cunosc omul mai bine și pe mine însumi, este binevenită. Cu cât știm mai mult, cu atât suntem mai puternici, mai pregătiți. Bine. La Brașov, pentru un nou curs de numerologie, lumea dă puțin năvală ca la Sfintele Moaște, spuneam acum, nu știu dacă lui Anatolie îi place comparația, dar tot așa cu foarte multă speranță că ceva se schimbă în bine, că e ceva magic acolo. Sunt, într-adevăr, din ce în ce mai multe persoane care doresc să cunoască mai mult și nu pot spune chiar ca la moaște, dar lumea vine pentru că își dorește să aibă o inteligență aparte, o cunoaștere aparte, până la urmă cunoașterea înseamnă niște putere. Niște instrumente, nu? Niște instrumente, dar să-și înțeleagă mai bine rolul în această viață, calea, apropo de cifra destinului. Instrumentele, punctele tari, punctele slabe. Deci pentru cunoaștere vin... Nu, întreabă, ca de obicei vreau să fiu mai fericită, mai sănătoasă, să mă înțeleg cu soțul, să câștig bani mai mulți, să am o relație minunată cu copilul, dar să stau foarte puțin acasă, nu știu, vreau de toate. Oamenii totdeauna vor câte ceva și câteodată îți doresc chiar și lucrurile care nu știu. Că le vor, nu-și dau seama că nu le vor sau n-au nevoie de ele. Evident, adică câteodată e suficient, nici nu știi trebuie să visezi până când nu vezi asta la altul, în curtea altuia, după care te apuci că vreau și eu așa ceva. Oamenii vor totdeauna tot felul de lucruri. Numai că numerologia nu le vinde iluzii, ci le arată foarte clar ce trebuie să faci și o să obții. Magic aici nimic nu este. Deși în viața noastră, eu, de exemplu, îmi organizez viața mea sau elementele în viață și ele apar câteodată într-o formă aproape că magică. Din nicăieri cumva apar și se lucruri dezvolt. Pe care nu le putem explica, capătă această mantie. Ca miracol. E un miracol, e o magie. Asta e pentru privitorul din afară care nu înțelege cum am făcut lucrurile respective. Pentru mine, în schimb, care înțeleg cum am făcut, ce anume am făcut, să apară lucrurile respective. Nu e niciun fel mecanismul, nu e niciun fel de magie sau miracol. Asta nu mi-învață cu un curs de numerologie un cursant. Adică să înțeleagă mecanismele vieții care sunt matematice, matriciale și nu orice formă de matrice, ci matrice de ordin 3. Adică ce înseamnă matrice de ordin 3? Ordin 3 înseamnă că în alenilul matematicii sau matematicii superioare acolo avem de-a face cu matematica matricială. Matricele pot fi ca în lumea vechi cristalilor, de exemplu, acolo este matrice din nivelul 1, adică are un singur etaj. Și acolo se fac calcul. La lumea animală sunt două etaje, adică două ca rafturile unei biblioteci. Și la nivelul 3 sunt 3 pe 3. Adică 3 căsuțe, 3 în jos și în ele încap 9 numere sau cifre diferite care le calculăm pe urmă. Ce? Tot felul de variabile, le calculăm numitorul comun și o să ne întreagă de lucruri. Deci noi oamenii practic suntem, avem această cifră de desin care e de la 1 La nouă. Adică suntem de 9 feluri cu totul? Părem infiniți, infinit de variați. Nu suntem numai 9, suntem, avem numai 9 potențialități. Ele, în interacțiunea lor, generează încă o serie întreagă. Și combinații de N luate câte K, cum învățam cândva la școală. Exact, așa omul poate să ajungă până la, spunem, capacitățile lui și în limita lui, deși este, adică are undeva o limită, nu te poți dezvolta la nesfârșit.
Există undeva o limită. Infinitul nu există totuși în dezvoltarea noastră. Omul este limitat și în toate aspectele sale. Și ca timp, și ca corp, și ca avea cu, ca orice, sub orice formă omul este limitat. Dar dacă omul ar ajunge măcar la jumătatea potențialului său, ar fi Dumnezeu pe cam pe unde place suntem să... așa, ca medie în acest moment? Gândiți-vă, ca medie suntem maximum 10% din potențialul nostru, îl folosim inclusiv și cel cerebral, maximum de tot. Dar de acum încolo, pe măsură ce vom avea din ce în ce mai mult să ne deschidă uși, să ne oferă instrumente, da, că de fapt asta e rostul acestor cursuri, da, nu? După aia apar alte potențialități. Mai departe depinde de tine numai. Vrei să muncești sau nu vrei să muncești. Și dar chiar trebuie dacă... să știi să muncești. Păi, că primești poți toate... să faci tură în jurul clădirii și să consumi foarte multă energie, dar să nu faci nimic de fapt. Evident, dar foarte mulți oameni așa și fac. Nu fac nimic. Nici sau hamsterul în cursa aceea. Da. Nici măcar nu trăiesc, adică există, timpul curge, totul îmbătrânesc, totul e fiziologic, totul curge cumva, dar nu fac nimic. Nu fac nimic. Dar nu fac, nu din cauza că n-ar vrea obligatoriu sau că sunt leneși, ci pentru că nu știu. Nu știu cum. Iar tipul respectiv de cunoaștere nu poți să-l dai așa cumva mass media, că mai mult îi smintește. Trebuie să stai cu ei în față. E chiar periculos, e chiar periculos. Să primești frânturi prin televizor, să încropești niște... Și atunci trebuie să-l ai în față ca să îi dai instrumentele și mai departe el, chiar dacă nu o să muncească, dar măcar știe, ce știe? Știe că ar fi putut și au avut și instrumente și au învățat să și le folosească. Dacă deci nu se mai supără, nu mai blestemă pe nimeni, exact. Nu mai spune că destinul i-a fost potrivnic, da. Măcar conștientizează că acolo undeva putea schimba ceva. Exact. Toți cursanții care au făcut, care deja de ani de zile, după care mă întâlnesc peste o perioadă de timp, recunosc sau afirmă toți într-o voce același lucru. Că de când au făcut cursul de numerologie, viața lor a devenit mai liniștit. Ei pur și simplu știu acum cum trebuie să le iei pe soț, copil, pe soție. De ce reacționează așa? Pentru că are cifra 3 sau 5 exact, sau 8. Sau are prea mulți de 7 acolo, sau are prea mulți de 8 și vrea să salveze toată lumea și așa îmblăcă altruist. Și activist așa social. Și începi să înțelegi, înțelegând mai bine, nu te mai superi pe om, pentru că știi că el e așa. Ceva din filozofia budistă nu este trebuință, nu este suferință, nu ai așteptări și atunci nu suferi, pentru că nu ai așteptări de unde nu trebuie să ai. Sau dacă așteptări, ce așteptări poți să am de la un televizor? Acele așteptări care scrie în cartea lui tehnică. Ce așteptări pot să iau de la ea sau de la oricare altul? Acele așteptări, numai acele așteptări care scris în cartea lui tehnică. Bun, practic înseamnă că fiecare dintre noi, când facem cunoștință cu cineva, trebuie să ne uităm la numărul de sine. Facem data nașterii, cu sinceritate. Da, cu maximă obligatoriu. Sinceritate. Maximă sinceritate duce la maximă simplitate a vieții, iar asta duce deja către fericire. Altfel, nimințim, viața se complică și fericirea se îndepărtează. Nu mai așteptăm, nu, chiar dacă ne place o fată foarte frumoasă, da, suntem nu, tăiat, are numărul de destin 3. Da, 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 da. Eu sunt, nu știu, cu cine e incompatibil 3. Da. Eu dacă aș face așa, aș face cam așa. Dar nu m-ați întrebat când m-am născut, când ați venit. Eu aș recomanda în felul următor, înainte de te căsători sau de a te mărita, doamne, iei data din aștia, fă o matriță numerologică a omului respectiv și vezi cu ce tu... cu cine te căsătorești, tu habar n-ai. O viață stai lângă ea și poți nu știi cu cine ai stat, nu? Te trezești peste 5 ani de zile că ea are niște manifestări pe care tu nici n-ai gândit vreodată că ea poate să le aibă. Dar ea nu s-a schimbat, de fapt, nu l-ai văzut tu? Ea sau nu s-a schimbat, ea este pe evoluția... Ai fost orbit la început. Da, orbit. Și în prima perioadă de timp cât ea avea anumite tipuri de interese, își gestiona comportamentul, dar când s-a adaptat, când a apărut monotonie, de exemplu, hai un exemplu, chiar am întâlnit astfel de situație. Ea este o domnișoară cu 5 de al de 2, iar el are un singur 2. Cu 5 de al de 2, fata aia va avea nevoie de atâtea trăiri emoționale diverse, diversificate, și el poate să-i dă numai așa o emoție, râsul, plânsul, cam atâta. Nici râsul nu-i chiar râs, nici plânsul nu-i chiar. Amândoi sunt nefericiți. Nimeni nu primește ceea ce are nevoie. În afară de asta. Ia ce va face? De unde își va lua restul emoțiilor? Restul de doiuri. Evident că în mod automat, instinctiv, va căuta alți bărbați care poate să o nerveze, să-i dea toate stările. Dar să-i dea ceea ce are nevoie. Exact. Și asta se va uimi de ce soția mea așa se comportă. Dar ea așa a fost dintotdeauna. Tu n-ai știut să
calculez cifra de destin și să fugi mâncând pământul. Cartea tehnică, în cartea utilizatorului. Asta e luat. Cu asta o să difelezi. Poți să te isprăvești cu stările emoționale. Nu te poți isprăvi. Dar copilul ni-l dă Dumnezeu. S-a născut când a fost datul sorții. Ce mă fac cu el acum? Câteodată ne întrebăm de ce nu gestionăm? Unde, ce are din mine copilul acesta? Care ar trebui să aibă din mine, mă gândesc, am așteptări. Are codul tău genetic și împreună amestecătură. Adică cel mai bune variante ale tale e codul soțului. Dar ca structură psihologică, psihoenergo-informațională, este un om care poate să n-aibă nicio legătură cu voi. Adică a situații de genul respectiv. Pare chiar din altă lume uneori. Da. Hai să ne imaginăm așa. Cu cine o fi să mănânc copilul ăsta? Se întreabă mulți. Hai să ne imaginăm așa, oameni, ca să vă fie mai clar și telespectatorilor. Încercăm să-i vedem pe oameni ca pe animăluțe, că suntem animăluțe. În jungla asta urbană, animale sociale altfel organizată jungla și altfel e organizată haita, dar asta suntem. Gândiți-vă, mama este iepuraș, tata este veveriță. Două răzătoare, ele între ele cumva s-au înțeles, acolo o trăie. Nasc un copil, genetic din ei compus, dar copilul e vulpe. Ce știe mama iepuraș despre orgasmul vulpii sau în general despre modul de a trăi al vulpii? Și cu atât mai mult tata. Ei încearcă să o educă mama mai așa spre iepuraș, tata mai spre veveriță. Fiecare are impresia că deține adevărul. Și copilul începe să uite la ei doi, ca la doi oameni absolut ciudați. Ce-i cu extraterestrii ăștia, că nu-s părinții mei? Exact, adică ei mă învață ceva și nu are nicio legătură cu mine. Se simte neînțeles și frustrările sunt de toate părțile. Da. Apoi când va crește puțin mai mare, va începe să trăiască ca vulpiță. Mama se va supăra, adică iepurașii așa nu fac niciodată. Cum l-am crescut eu? Dar nu ți-e rușine, cum poți face așa ceva? Noi, adică iepurașii nu facem așa ceva. Niciodată, e rușine mare. Poate voi nu faceți, dar noi vulpile așa facem. Și apare cearta, scandalul. Doar din necunoaștere, toate neplăcerile noastre și tensiunile noastre sunt din cauza necunoașterii, adică din cauza întunerii. Bun, și eu, mama iepuraș, știind că am un copil vulpe, mă consolez sau îmi adaptez comportamentul în așa fel încât să... deci numerologia îmi conferă cunoaștere, îmi dă și niște instrumente, Da. Cursurile acestea ne învață și cum mă port cu doiul, cu trei, eu fiind 7, 8... Tocmai de aia spuneam, cursanții vin și spun că în viața lor s-a îmbunătățit foarte mult, mai ales, adică anume viața de relații. El și la serviciu, eu calculat pe tot ce știe, ăsta este așa și n-am ce face. Mâinele cer tuturor colegilor data nașterii. Facem o ședință, comunicăm. Da. Într-o firmă unde sunt mai mult de 9 oameni, deja acolo e nevoie, spunem așa, de un numerolog. Într-o firmă unde sunt mai multe de 10-14 oameni, acolo e nevoie de un psiholog, pentru că relațiile interumane dobândesc cu tot o altă formă decât relațiile dintre 2-3 oameni. Acolo deja apar bisericuți, apar lideri informali, apar lucruri. Acolo e nevoie de un psiholog. În unele țări așa se întâmplă, la noi nu. La noi nu există un psiholog nici într-o firmă unde sunt 50 de oameni. Da. Din păcate, deseori. Iar pentru asta, pe angajatorul nu știe cum să-și folosească pe fiecare în parte la maxim o său potențial. Deci să scoată cei mai buni, cunoscând, să vedem performanța până la urmă. Să vedem performanța, pentru că el, de exemplu, anumit lucru îl face foarte ușor. Alt om, același lucru, îi se pare o tragedie. Deci acel om potrivit la locul potrivit, exact. spunem noi. Dar oamenii se duc singuri sau se duc trimiși de părinți. Fă-te doctor, fă-te inginer, tu fiind, nu știu, iepuraș, vidră, șarpe boa, nu știu. Nu? Deci e același lucru. Am învățat, am o meserie, încerc să-mi găsesc locul și nu mi-l găsesc deseori. Păi tocmai de asta nu găsesc copiii sau adolescenții de foarte multe ori, pentru că ei încearcă să urmează o cale a părinților. Care nu e a lor. Deci care și aici e bună numerologia, să vezi sigur, ce ți se potrivește. Cum, cândva făceam niște cărțulii ca instrucțiuni de folosire a copilului pe care îl ai, tehnica, adică tot ce scrie acolo, manual de utilizare. Chiar manual de utilizare. Părinții au crescut, că copilul a crescut și părinții vin și spun atol, cartea aia care ai făcut-o tu așa și mi-ai dat-o la ziua botezului, m-a ajutat foarte mult în viață. De ce? Pentru că eu am citit-o, tu mi-ai dat-o, dar eu am citit-o abia când copilul avea un an de zile și am văzut că tot ce scrie acolo este absolut identic cu copilul meu. Așa este, este greu de stăpânit, este agresiv, este așa un fel de răutate în el, dar eu nu știam cum să leu. Când am citit în cartea ta,
am știut care sunt mine, locurile puternice și locurile slabe la acel copil, unde să-l dirijez. El e făcut, el e născut cu anumite abilități și el va trebui să-i fie lider. Bun, dar dacă incompatibilitatea este foarte flagrantă, pentru că, da, iepuri și, da, și vulpi, ce mai poate fi făcut? Destinul pare implacabil. Eu tot cifra aceea o voi avea toată viața, mama mea, hai că prietenii nu mă mai duc spre ei, iubiți, da, nu mai îmi aleg, da, din zona incompatibilă. Dar în relațiile acestea, care nu depind de noi, care par date de tot de un soi de diriguitor al destinului, tolerant, nu? Relațiile, dacă diriguitorul de care vorbim nu are niciun fel de treabă care cu care. N-are treabă. Nu, aia e treaba noastră proprie, intimă și privată și ar fi bine să fie așa. Așa să rămână. Da, e să nu vinovățim pe nimeni. Da, din păcate, ea în ultima perioadă de timp devine foarte publică și apoi noi să supărăm de ce să nu curcă lucrurile. Așa, omul, dacă ar fi vrut creatorul așa, ne făcea copaci. Ne lega rădăcini. Deci să nu mai zicem că vrea creatorul așa. Așa a vrut Dumnezeu. E o expresie Dumnezeu care nu... nu vrea mai mult decât îți dorești tu ceva. Dar dacă ceea ce îți dorești tu este greșit, Dumnezeu nu o să te oprească. Pentru că probabil tu vrei așa anume pe drumul ăsta să mergi ca să te călești. Să înveți o lecție. Exact. Și poți să alergi 40.000 de drumuri. Tot acolo o să ajungi. Numai cu diferite grade de dificultate. Tu alegi chiar și drumul ăsta de gradul de dificultate. Adică poți să ajungi pe tâmpa foarte ușor, destrându-te, dar poți să ajungi până pe tâmpa obosit și cu îmbătrânit. Fără chef de nimic, fără a te mai putea bucura că ai ajuns pe tâmpa. Exact. Ai ales traseu, așa ai ales traseu. Deci, practic, noi toți avem o soartă pecetluită și diferă doar drumul pe care ajungem acolo. Destinul, dacă da, mi-e sortit să mor bogată și celebră, voi muri bogată și celebră pe un drum ușor sau alambicat? Visez și eu. Dacă ți-ai dat, adică în mod sigur ți-ai dat. Dorințele noastre de obicei sunt din zona aceasta, frivolă. Bogăție, celebritate, știu. Lucruri care n-ar trebui să... Așa. În mod sigur ți-ai dat să mor. Asta deci, asta e o certitudine, asta da? Soartă, da? Bun. Aici când am anume consens. Asta se va întâmpla, nu o știi, de ce lucrul, informația asta este pecetluită, este bătută în piatră, cum ar fi în structura ta genetică. Dar între timpul numit A, naștere, până între timpul numit B, care nimeni nu știe, poate până de mâine murim toți trei, poate murim peste 100 de ani, nu știu. Când e scris acolo, deci aici nu putem face nimic. Acolo când se rupe ața, cum spune în popor. E adevărat până... asta cu se rupe ața? Da. În momentul X? Nimic nu se mai poate face? Nu, așa spune întotdeauna. Se spuneau înțelepții care știau ce spun. Viața omului atârnă de un fir de ață. S-a rupt sau l-a rupt cineva. Sau tu singur cumva l-ai rupt. S-a terminat aici. Da. Dar e acolo, asta nu e important. Oricum, odată o să murim. Nu e important faptul că există punct A și punctul B numit plecarea din lumea respectivă. Important este ce faci pe traseul respectiv. Ce devii? Un diamant sau rămâi o cărămidă așa cum te-ai născut? Deși în potențialul, adică un diamant în interiorul cărămizei aveai, dar trebuie să te spari singur pe tine, trebuie să te șlefuiești, trebuie să... Până la urmă Dumnezeu e cu legături de pierle sau de diamante. Și atunci, știți care, nici nu contează pentru Dumnezeu că mai fost Hitler. Te-ai îndumnezit în felul tău, deși pe o cale ai devenit o perlă neagră. Nu nimic, în viața următoară să te runci într-o scoică, adică într-un mediu și se dev după, de la se capăt. Rotație după rotație. O de la capăt sau o de unde ai nu, rămas? Doar să mai adaugă câteva straturi de sedef alb și deja o să fie perlă albă. Deci important o de unde ai rămas, de fapt. Evident. Totdeauna o luăm așa. Și în viața, dacă în viața noastră umană, așa, adică dacă am rămas clasa a patra, nu eu de la întâi, eu din nou. De ce suferim atunci atât de tare la idei? De ce ne înspăimântă atât de mult moartea și dispariția celor dragi de lângă noi, dacă e doar o perpetuă... Înspăimântă moartea pe cei care n-au apucat să trăiască. Bătrânii care au apucat să trăiască, ei au trăit viața, nu viața, au trăit pe ei. Ei au o sumedenie de amintiri și o sumedenie de trăiri în interiorul lor. Și atunci chiar câteodată unii dintre ei știu exact data când a să moară și nu se sperie de moarte nici de fel. Dar oamenii care au trecut prin viață și n-au apucat să trăiască, au făcut tot felul de baza conic, cum spune, dar așa n-am apucat. Îți dai seama, el se gândește așa, am 70 de ani, dacă când își aduce aminte de viața lui, el punând cap la cap toate amintirile, adună maximum 3 luni de amintiri. Zice, unde am fost? Unde am? Când au trecut anii ăștia? O dormit. Ce am făcut? O dormit. Și acum el își dă seama că abia din 70 de ani, el de fapt a trăit numai vreo 6 luni de amintiri, dar e foarte mult 6 și luni. Și atunci panica asta. Și atunci apare panica. Eu n-am apucat stres, deja trebuie să mor. Da. Și atunci în fața morții apare frica.
frica pentru că el nu a apucat să înțeleagă ce e viața și deja trebuie să apuce să înțeleagă ce e moarte. Sau viața el altă. Da. Din numerologie, deci, aflăm personalitatea, trăsăturile, evoluția potențială, butoanele pe care putem așa, butoanele apăsa, de reglare fină. Cele de reglaj fin, cele de reglaj grosier. Așa. Și știind, știindu-le, poți lucra la ele atât în propria, asupra propriei ființe, cât și asupra altui om. Dacă el vrea să fie ajutat, de exemplu. Un numerolog... Păi toți spun că vor, că de-aia vin, nu? La curs. Nu, oamenii vor să fie ajutați, dar... Vor ceva magic, vor pilula, exact. Vor... Dar nu vor să muncească. Adică, știi că, Anatol, dar n-ai putea să-mi faci tu așa ceva și gata, știi? Adică oamenii gândiți-vă așa, dacă spui, uite, tu trebuie să faci asta, 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 ca să eviți boala, transplantul de ficat. A, e greu, domnule, mai bine lătresc așa cum o fi și dacă o avea noroc... Că doar nu o să mor sănătos sau cum... Cam așa. Bun. Adică nu deci, vor practic, să boala de ficat e scrisă acolo. Da, da. Slab, e un element slab în codul genetic. Anatol îi învață ce? Să lungească ața, să trăiască la o altă calitate cât trăiesc. Să trăiască măcar cât pu cât e dată ața aia lui. Că altfel noi niște ne ucidim în cursul vieții. Inconștient, dar facem pas mărunți și în fiecare zi ne sinucidim câte puțin. Cu stresul, cu modul de a interpreta, cu nervii care ne generăm singură. Putem fără? Anatol poate? Da. Nu se stresează niciodată? Nu se enervează? Eu confirm. Dar de ce m-aș stresa? De ce m-aș stresa? Confirm. Alexandra încă e pe calea evoluției, bag seama. Este timp pentru toate. Este timp de aruncat pietre, este timp de adunat pietre. Toate la timpul lor. Adică, e la fel cum aș apuca acum să mă stresez că afară nu-i soare. Păi nu-i. Ok, ne adaptăm la condiția asta, că nu e soare. O cândva o să vină, oricât de lungă ar fi iarna, odată o să vină. Și dacă eu pun întrebări enervante? Asta e interesant. Tu când pui întrebarea, tu deja ai catalogat-o, adică tu și-o vezi deja ca și fiind enervantă, dar asta nu e suficient. E important ca să fie pentru mine enervantă. Și dacă pentru mine nu-i, dar omul deci vine. Nu reușește omul să fie enervant. Nu, ca psiholog, tu reușești să-l vezi pe celălalt de unde îi provin lui întrebările astea și de ce le pune cu așa o agresivitate. De ce le-a adus în realitatea lui și așa fără printre dinți. Seama, da, el strădează pe el însuși întreaga lui existență, dar psihologul trebuie să stai liniștit doar să observe că omul povestește despre el mai multe lucruri decât se poate vreodată imagina, adică strădează la fiecare pas. Bineînțeles, pentru cine are ochi să vadă, da. Minte să înțeleagă. Da, da, da. Tocmai în asta constă menirea sau funcția unui psiholog. Iar atunci când ceva nu înțelegi, îi dai întrebări ajutătoare și omul iară se părește sau îl revezi puțin pe el. Sau iarăși spune și mult iarăși mai multe spune decât ar dori să spună. Și odată din ce om era el puternic și independent și cum acolo, odată bufnește în plâns. Se întâmplă la curs să-i apuce plânsul, să-i apuce râsul, să-i apuce stări? Se întâmplă, evident, pentru că la curs... Se lucrează cu emoții. Nu se lucrează cu emoții, se lucrează cu informație, dar informația este, știți cum, tu când vii și aduci o anumită informație, fără ca să vrei, pui mâna pe informația respectivă, casarea. Pe rană și nu în sală sunt oameni care, cum să spun, orice îi spune, pe cineva doare. Da. Pe cineva atingi, doare. Atingi o fibră, atingi atingi rana lui acolo undeva. Și el în loc să înțeleagă, el dă vina pe tine. Toate ce? El încearcă să lupte cu tine. Când deci de fapt se declanșează și niște lupte în aceste cursuri. Evident. Tot... Ceea ce înseamnă că niciunul nu seamănă cu altul, că fiecare este o altă experiență și pentru formator. Evident. Și eu chiar fac așa, în așa fel încât să doară, pentru că asta îi scoate din zona de confort și anume în acele momente încep să dezvolte. Dacă au venit la curs, liniștit, frumos, le spun eu cât de frumos și deștepți deja, atunci nu mai au niciun motiv să înveți, să mai devină și mai deci frumos. Deci nu ți se spune că ești frumos și deștept nu, și adică ăsta și pe banii mei mă face să plâng. Da, asta e... numai dacă vrei să prostești oamenii, atunci e foarte ușor. Le spui fel de chestii. Și dintre cei care fac minte frumos. Minte-mă frumos, dar știți care chestie? Omul odată păcălit sau mințit în felul ăsta, fie el și frumos, pe urmă ia dracu de greu să spunem așa, să-l scoți din minciuna lui. De-al prosti e foarte ușor. Dar pe urmă vii și spui tot tu care l-ai prostit, tot ce, domnule, te-am prostit, nu așa. E, lucrurile alea, uite cum a făcut de te-am prostit. Hai, domnule, termină, nu e chiar așa. E. Și el își apără prostia. Țineți minte, omul nimic nu apără vreodată mai tare și cu mai multă insistență și cu mai multă cheltuială de energie decât propria sa prostie sau necunoaștere. Da.
Ceea cunoașterea înseamnă... nu trebuie apărată. Nici adevărul nu trebuie apărat, să apără singur. Deci prostia necesită forță sporită, energie da. Și... Da. Și acel mulțumesc care vine după un timp, mi-am mulțumesc, mi-ați schimbat viața. La unii vin chiar în timpul cursurilor. Uh-huh. Oamenii sunt diferiți, au diferite deschideri, au diferite labirinturi interioare, cu diferite uh-huh. probleme. Unii au mai multe sau mai puține camere închise uh-huh. în care el sunt cuiat chiar pe el însuși și, sau anumite părți ale lui și chiar el se teme vreodată să o discuie. Acea mm. cameră. Trece plângă ea așa și am trecut repede plângă ea. Bine să nu, da, nici să nu mă uite așa. Între acolo. Exact. Alții oameni au mai multe, mai puține pușcherii de la camere de la întunecate în care el a încuiat ceva. Colii vii practic exact. Sunt. Și atunci unele mulțumiri vin chiar în timpul cursului. Altele vin și după ani. Dar e bine că vin. Mai devreme să mă târziu, știți cum? N-au cum să vină pentru că nu există acțiune fără rezultat. Când faci cursul oricare, tu ești ca un semănător. La unul sămânța au căzut acolo undeva. Pipetre. Dar și pipetre se înflorește. La un moment dat vedem unor incredibil da. Copaci din ziduri, exact. Din Doar stângi. Doar că trebuie să întâmple ceva mai mult, niște condiții mai speciale în timp, în viață. Deci nicio sămânță risipită, sau nicio sămânță nu e risipită. Nu există. De fapt, ăsta e principiul cursului. Toate semințele totdeauna înfloresc, dar că unele rapid, că unele merit în fertil, altele nisip undeva și uite, stai 10 ani acolo. Dar odată vine o ploaie, care ieșit, nu prea apare a ieșit pustiu. Mugurașul. Și a apărut mugurașul. După care toate lucrurile deja se dezvoltă. Frumos! Ce-ar mai fi de spus Alexandra tehnic vorbind despre curs? Unde îl găsim pe Anatol? De câte ori pe an? Pe sezon? Pe... Acum presupun că deja jocurile sunt făcute? Sau mai putem, ne mai putem înscrie? Cursul, mai acceptăm și pe ultima sută de metri. Eu zic că cine își va dori să fie acolo în seara aceasta va fi. Dacă nu va reuși în seara aceasta, va fi mâine. Va fi altă dată, va fi când trebuie, când exact. Sămânța a rodit, poate o emisiune pe care o vede acum. Da. Va, sămânța va germina. De când fac cursurile respective, niciodată nu m-a interesat numărul lor. M-a interesat numai un singur lucru. Chiar complicând, încerc să le complic cumva traseul către a se înscrie către curs. De ce? Pentru că cei care trebuie vor ajunge negreșit. Acolo. Pentru că pentru ei lucrul ăla e important și ei acolo vor ajunge. Iar pentru unii care lucrul ăsta nu e important, dar vin numai de curiozitate, special le îngreunez accesul ca să nu ajungă. De ce? Pentru că nu le dau voie nici celorlalți să învețe, uh-huh. dar nici ei nu învață. Și apropo, ăsta pe urmă devine cel mai apre-critic. Uh-huh. Și aruncă cu lături sau cu, să spunem, chiar da. Și în învățătorul său. Totdeauna așa se întâmplă, este un lucru cunoscut pentru nu toți. Nu e învățător lumea. Să nu-și fi luat porția de lături, de exact. Palme și de recunoștință. Exact, la început orice învățător face, până când se deșteaptă, spunem așa, și complică accesul către el însuși. Al cui? Al discipulilor sau urmăritorilor sau urmașilor. Sau de reacredință, a celor de reacredință. Ei nu sunt la bun început de reacredință. A, deci toți primesc niște încercări și atunci exact. Cei care nu sunt sortiți să ajungă exact. Să elimină singuri. Da, adică e bine să fie mai puțin, dar mai bun decât mulți și, nu știu cum spunem, nepregătiți. Sau veniți acolo doar așa. Am înțeles. Nu știu, poate... S-o plictisit doamna să stai acasă și soțul ca schepe de-a ei, de ce niște bani și du-te și ia și du-te la un curs de numerologie. Și ea vine acolo și... Dar totuși poate o sămânță și acolo. Cineva care a venit poate și așa. Dacă o ajuns... Poți schimba viața cuiva, da. Dacă o ajuns, o ajuns. Dar ca să ajungă, chiar și soțul ăla trebuie să aibă o anumită putere deci de nimic nu e întâmplător. Revenim la ideea... Interesant. Da. Deci... Mai există o șansă. Dacă trebuie să ajungeți la Anatol, veți ajunge la cursul acesta. Dacă nu, la următorul, că mai vine. Da, dacă nu-i cumpărați cartea și tot studiați... La cursul respectiv vin niște oameni care au hotărât să vină din Germania. Altădată au venit din Spania, din Italia, din Belgia, din Grecia. Oameni români de-ai noștri care au spus, domnule, trebuie să ajung la cursul respectiv. Pentru mine asta e important. Au lăsat Grecia, au lăsat locul de muncă, salariul, adică concediu neplătit și au venit aici și au făcut cursul. Pentru că trebuiau pentru să primească o informație important. La momentul... Important. Dacă pentru cineva e important să fie acum, într-un zilele astea, undeva în altă parte, pentru el asta e important. Nu putem să-l aducem acolo niciodată, nici cu un fel de reclamă, nici cu un fel de forță. Pentru ele alte lucruri sunt importante. El, de exemplu, pentru cineva e important să facă 1.000.000 de euro. Cum? Nici nu contează. El vrea. Asta e important, el asta va face. Dar altul deja și-a dat seama că lumea se complică din ce în ce mai mult și în viitor nu vei putea trăi dacă nu vei deține cunoaștere, altfel de cunoaștere. Și anume, n-ai când să studiezi matematică.
într-o viață întreagă, nu-ți ajunge în detaliu, dar în principiu trebuie să o cunoști. N-ai când să studiezi fizica în detaliu, nu-ți ajunge viața, dar în esență trebuie să ai habar de fenomenele de bază. În principiu, trebuie să o cunoști. Tot așa teoria sistemelor, tot așa matematica, tot așa mecanica fluidilor și mecanica în general, inclusiv și mecanica cerească. Trebuie să le știi. Pentru că viața se complică din ce în ce mai mult, încât în viitor, mai ales în era vărsătorului, care noi suntem pe prag aici, în 2154, o să trecem pragul de tot. Dar asta e perioada în care, uite așa, trecem pragul. În partea elălaltă, în 2154 undeva, o să fim de partea elălaltă. Ușa scoată să închidă în spatele nostru. Ei, până acolo lucrurile se complic și se pregătește intrarea erei vărsătorului. Ecourile deja există și în era vărsătorului nu se poate trăi practic deloc fără cunoștințe ezoterice, acele cunoștințe pe care noi astăzi le numim ezoterice. De ce? Pentru că era vărsătorului era a magiei, dar nu a magiei, a mentalismului, putem să spunem. Deci dacă se spunea acum 100 de ani că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc, secolul următor va fi al ezoterismului, a mentalismului. Adică puternic va fi omul care va ști să lucreze cu propria lui minte, cu mintea celorlalți, să comunice de multe ori nici nu cu omul, ci direct cu creierul lui. Asta deja se întâmplă. Și e dovedit. Și dacă nu lucrezi tu cu alții și nu știi cum lucrează alții cu tine, atunci o să lucrezi alții cu tine întotdeauna. Dacă tu ești stăpân peste propria ta minte, atunci cineva va fi stăpân peste ea. Peste mintea ta. Da. Și restul e dincolo de cuvinte și dincolo de numere, pentru că matematica, nu-i așa, ne guvernează viața. Dar putem și noi să influențăm mult această guvernare. Corect. Absolut corect. Viața este matricială și este matematică. Avem două posibilități. Ori o trăim la întâmplare, așa cum întâmplător se creează o ecuație și, evident, va fi un rezultat neîntâmplător din perspectivă matematică, dar întâmplător pentru tine. Pentru noi, da. Așa? Sau ai a doua posibilitate, să înțelegi cum se desfășoară ecuația respectivă și de pe aici să poți prevedea care va fi rezultatul. Și atunci nu te costă mare treabă să faci și o paranteză, să pui plus 1 împărțit la înmulțit cu 6, de exemplu. Închizi paranteza. Să rezolvi ecuația, să intervii acolo. Exact. Și asta o să fie o acțiune conștientă a ta în cursul vieții făcute. Poate durează 2 săptămâni, poate durează o zi. E acțiunea asta, ecuația asta. Dar rezultatul acela nu va mai fi întâmplător și nu te va mai surprinde. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Fuga la Anatol, la curs, Alexandra Condur și ea, numerolog, învățăcică încă, nu? Dar școlită acolo, învață repede. Școlită la școala lui Anatol Basarab, invitatul meu de astăzi, psiholog, parapsiholog și mai ales numerolog. Ne-am auzit la Radio Brașov, ne-am văzut pe Mix TV. Onelia Pescaru sunt. O seară excelentă tuturor!